Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem gânduri, sentimente, acțiuni ale persoanei la care voi vă gândiți. Avem trei variante. Varianta numărul 1 roșu, varianta numărul 2 alb cu flori roșii și varianta numărul 3 ulcica verde. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați cel mai bine. Sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu între timp am să încep cu prima ulcică și anume roșie. O să vă dau puțin la o parte, așa, să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Hai să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Sentimentele persoanei față de voi, cei de la ulcica roșie. Dați așa ca să dau, pun cărțile așa, ok. Sentimentele persoanei, hai să vedem care sunt sentimentele persoanei față de voi. Acțiunile persoanei față de voi. Care sunt acțiunile persoanei față de voi? O să mut puțin cărțile să se vadă cât mai mult din ele, dar mai mult de atât nu pot. Ok. Ceea ce pot să vă spun în acest moment este faptul că văd că relația voastră este o relație puțin cam ascunsă. Puțin ascunsă de ochii lumii, puțin ascunsă de prieteni, sau mai mult, depinde acum. Dar văd că aici se poate întâmpla să vorbim inclusiv despre o relație de trio, chiar dacă voi în acest moment știți sau nu știți acest lucru. Pe lângă asta, posibil, dar nu neapărat, această persoană să se afle în proces cu fosta soție sau fosta parteneră de viață, poate pentru un copil, chiar dacă n-au fost căsătoriți, pot fi în proces pentru un copil sau ceva de acest gen. Sau această persoană se poate întâmpla la nivel psihic să-și facă niște procese de conștiință, dar e cam greu în situația asta, pentru că, din câte văd, această persoană se simte foarte bine în compania voastră și nu-și dorește să schimbe lucrurile în acest moment. Deci gândurile acestei persoane față de voi sunt, dar la nivel de ok, ne vedem, ne place, e atracție fizică și cam atât. Sunteți ca, ceva de genul amant sau aveți o relație în care vă întâlniți doar din când în când și în rest fiecare își cam vede de viața sa. Aici oricum ar fi, cel puțin unul dintre voi este căsătorit. Căsătorită și cumva nu puteți, sau poate și tocmai din acest motiv, poate nici nu puteți să faceți lucrurile diferit în acest moment. De asta vă și spun, da, sunteți în gândurile acestei persoane, această persoană gândește de voi, se simte bine cu voi. La partea de sentimente, nu pot să zic că există sentimente între voi foarte mari, da, există foarte multă pasiune, există oarecare legătură, dar cam atât. Când vorbim de sentimente, nu, dacă vă așteptați să fie sentimente profunde și așa mai departe, nu vă așteptați la astfel de lucruri, că nu există. Poate din partea voastră pentru această persoană, da, dar din partea celelalte persoane pentru voi, nu. Așa cum vă spuneam, această persoană, în primul rând, poate fi vorba de o persoană căsătorită. În al doilea rând, poate fi vorba despre o persoană care este de o altă naționalitate, altă religie, sau poate că se află într-o altă țară și poate și din cauza aceasta nu putem vorbi de sentimente, ci doar de pasiune și atracție fizică.
poate chiar nu v-ați văzut niciodată cu această persoană și ați comunicat doar pe rețelele de socializare sau dacă v-ați văzut cumva o dată de două ori. Dar asta nu înseamnă că între voi sunt sentimente foarte mari în acest moment. Ca și acțiune, această persoană își dorește să vină la voi, își dorește, este posibil să fie pus în situația, de asta vă spuneam că este posibil chiar să fie în proces de divorț, da? Sau în proces de pentru custodia copilului în acest moment, copilului, copiilor, depinde de la caz la caz, și este posibil să se gândească destul de bine ce să facă și cum să facă, pentru că și-ar dori să rezolve problemele din ambele părți, dar nu știe cum să procedeze, pentru că este posibil pentru cum, dacă are acest într-adevăr acest proces, această separare de această persoană, cumva pe voi vă ține deoparte, în sensul că nu vrea să se afle despre voi și pentru că asta e posibil să îl sau să o afecteze în acest proces. Și atunci spune, ok, hai că lăsăm partea noastră pe mai târziu și mă ocup de problema asta. Cumva ar vrea să le rezolve pe ambele pentru că, așa cum v-am spus, se simte atras de voi, atrasă de voi și își dorește să vină la voi, dar nu știe cum să procedeze ca să nu se afle. Da? E un pic încurcată situația. Dar da, își dorește să vină la voi și n-ar fi de mirare dacă chiar v-ar și vizita. Gânduri bune față de voi are, dar nu sentimente. Deci haideți să nu încurcăm sentimentele cu gândirea. Da? Să vedem ce mesaje încearcă să vă transmită această persoană. Ce mesaje încearcă să vă transmită această persoană. Mesajele pe care dorește să vi le transmită această persoană, în primul rând spune, sunt foarte atras, mă simt foarte atrasă de tine și sunt, dar în același timp sunt și speriată de angajament. Deci această persoană în acest moment nu este pregătit sau pregătită pentru a-și face angajamente față de voi. De asta vă spuneam, dacă vreți doar să vă întâlniți așa în continuare, e ok, dar acum această persoană nu schimbă gândirea. Poate pe parcurs, cine știe, dar nu acum. Și am să trec la varianta numărul 2, ulcica albă cu flori roșii. Să vedem. Aici la mine s-a înnorat puțin afară și e posibil să se vadă un pic mai întunecat, dar e ok. Hai să vedem gândurile acestei persoane față de voi, cei de la ulcica albă cu flori roșii. Gândurile acestei persoane față de voi. Sentimentele acestei persoane față de voi. Sentimentele acestei persoane față de voi. Această persoană se grăbește într-un fel sau altul. Sentimentele acestei persoane față de voi. Și acțiunile acestei persoane față de voi. Hai să vedem și acțiunile. Acțiunile acestei persoane față de voi. Cei de la varianta numărul 2. Acțiunile acestei persoane față de voi. Bun. În primul rând, din câte văd, aici au existat foarte multe dezamăgiri. Aș putea să spun chiar că aceste dezamăgiri au fost provocate de persoana la care voi v-ați gândit. Într-adevăr, vorbim despre o persoană pe care cred că o cunoașteți de ceva timp. Nu cred că este o persoană nouă în viața voastră. Posibil să fie ca această persoană să fie dintr-o zodie de pământ, dar nu neapărat.
sau zodie de apă, dar așa cum v-am spus, nu e bătut în cuie. Zodiile sunt orientative, nu sunt fixe. Dar când îmi sar niște zodii în evidență mai mult decât ar trebui, atunci vi le și spun. Bun. Această persoană în acest moment se gândește destul de mult la voi, se gândește să revină în viața voastră și să nu vă fie de mirare dacă în decurs de o săptămână, o lună sau chiar o zi pentru unii dintre voi, vă treziți cu un mesaj din partea acestei persoane sau încearcă să vă transmită ceva prin cineva, pentru că își dorește o reîntoarcere, doar că nu știe cum să o facă. În același timp nu știe, se simte destul de nesigur, nesigură. De ce? Pentru că se gândește că îl sau o veți respinge pentru că v-a greșit destul de mult. Aș putea să spun aici că această persoană regretă în acest moment tot ce s-a întâmplat. Știe că dacă vine la voi, voi veți refuza această persoană pentru că nu mai aveți încredere în el sau în ea. Și cumva în acest moment se gândește destul de mult ce să facă, cum să facă, cum ar putea să vă convingă să revină în viața voastră. Este un pic un lucru destul de încurcat. De ce? Pentru că această persoană, voi, între voi și această persoană, pentru unii dintre voi, nu pentru toți, au fost inclusiv vorbe destul de grele. A fost posibil să fi fost violență fizică, violență verbală sau să fi fost fi avut parte de ambele. Și atunci e clar că nu vă mai doriți această persoană în viața voastră. Această persoană și-a dat seama de toate aceste lucruri care s-au întâmplat între voi și a dat seama de ce a greșit, cum a greșit, când a greșit și așa mai departe. Și de asta vă spun că acum își dorește să se reîntoarcă, dar nu știe cum să o facă. Acțiunii față de voi această persoană va face în sensul că își dorește și nu doar că își dorește, dar chiar va face pași spre voi. De asta vă spun să nu vă fie de mirare dacă vă treziți cu un mesaj de la această persoană. Chiar dacă această persoană este la o foarte mare distanță de voi, n-are importanță distanța dintre voi, tot vă va face un mesaj sau chiar va veni personal pentru a discuta cu voi. Deci vă puteți aștepta în perioada următoare, cel puțin până în Crăciun, că această persoană revine și vorbește cu voi. Că revine prin intermediul rețelelor de socializare, că revine la ușa voastră. Cumva, într-un fel sau altul, va lua legătura cu voi. Hai să vedem ce încearcă să vă transmită această persoană, ce ar vrea să vă transmită această persoană. Ce ar vrea să vă transmită această persoană? Te sperii de mine? Vă întreabă dacă totuși vă speriați încă de această persoană pentru că își dă seama cât de mult a greșit și cumva încearcă să vă transmită să nu vă mai speriați și vă spune că se simte încă iubit de voi sau cumva că cum s-a simțit iubit de voi sau iubită de voi, nu s-a simțit de nimeni altcineva. Da, deci exact ce spuneam, aici s-au întâmplat anumite lucruri mai grave și nu puteți ierta această persoană așa ușor. Bun, și am să trec și la varianta verde, cea de-a treia, să vedem gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Gândurile persoanei la care voi v-ați gândit. Hai să vedem. Ops, sunt cam multe gânduri dintr-o lovitură. O să vedem, să încercăm să luăm cât mai puține. Hai să vedem care sunt gândurile persoanei la care voi vă gândiți. Care sunt gândurile persoanei la care voi vă gândiți, cei de la varianta verde. Văd că aici este vorba de o persoană cu destul de multă intuiție. În primul rând. Să vedem sentimentele persoanei față de voi. Sentimentele persoanei față de voi. Sentimentele persoanei față de voi și acțiunile persoanei față de voi.
acțiunile persoanei față de voi. Văd că, din păcate, și aici vorbim despre o situație de trio, doar că aici un pic de atenție, că este posibil să aveți de-a face cu soțul sau soția persoanei respective la care voi v-ați gândit. Sau a persoanei cu care are oarecare stabilitate în acest moment. Văd că această persoană are destul de multe nopți nedormite. Are, aș putea spune că este posibil să aibă inclusiv dureri de cap, dureri de cap inexplicabile, pe care nu știe de unde să le ia și de ce le are. Această persoană își dorește să facă anumite schimbări în viața sa, doar că nu știe cum să o facă. Posibil să, ca această persoană să își dorească să se despartă de persoana cu care este și să vină spre voi, dar în acest, dacă așteptați să facă aceste lucruri în următoarea perioadă, să știți că nu le va face. Încă analizează lucrurile destul de mult, încă pune în balanță destul de mult. Este posibil ca această persoană să nu-și dorească să își părăsească partenera de viață din două motive. Unu, pentru că există pe plan financiar, poate au cumpărat ceva împreună, o casă, o mașină, o, nu știu, ceva împreună, și dacă se despart, nu se știe ce se întâmplă cu bunurile respective, sau să fie genul de persoană familist convins, care, indiferent dacă este bine sau rău în familie, rămâne acolo. Asta nu înseamnă că nu-și caută fericirea în alte părți, dar nu pleacă din relația pe care o are. Da? Aici există sentimente între voi, nu se pune problema că nu există sentimente, doar că, exact ce vă spuneam, nu știe ce să facă, cum să facă, încotro să meargă. E în acest moment destul de înceață, pentru că nu știe cum să rezolve problemele. Își dorește să vină spre voi, își dorește să aibă, să zicem așa, o familie cu voi, dar nici nu poate pleca din partea cealaltă prea ușor. Aici încă mai este foarte mult de lucru. De gândit se gândește la voi, își dorește să vină foarte repede spre voi. Această persoană vă vede ca pe persoana perfectă, ca pe persoana pe care a căutat-o de foarte mulți ani și până acum n-a găsit-o. Acum că v-a găsit, nu își dorește să vă piardă, dar nici nu știe ce alegere să facă. E destul de înceață în gândurile sale în acest moment. Asta nu înseamnă că nu se gândește la voi. Se gândește, dar v-am spus, nu știe cum să facă. Până la urmă se va hotărâ și va veni spre voi și va discuta cu voi și probabil să vă spună să îl acceptați așa cum este. Dar bineînțeles că voi aici este posibil să oscilați și să nu mai vreți să fie în viața voastră așa. Asta rămâne la deciziile dintre voi doi. Deci, ca și gânduri, da, această persoană se gândește la voi. Ca și sentimente, la fel. Aici nu vorbim doar, vorbim și despre pasiune și despre atracție fizică, dar vorbim și despre sentimente. Și ca și acțiuni, da, va veni spre voi, dar în momentul în care va veni spre voi, nu vă poate promite că va face foarte multe lucruri. Vă, cumva, tot cu firmituri vă va alimenta, ca să zic așa. Adică, dacă până acum v-ați întâlnit o dată pe săptămână sau o dată pe lună sau de două ori pe lună, nu știu, voi știți, la fel va face și în continuare. Vă va propune să vă vedeți în continuare, dar în aceeași manieră. Ups! Vroiam să văd gândurile acestei persoane față de voi, dar se pare că sunt foarte multe gânduri, exact ce vă spuneam, sunt niște multe gânduri pentru voi și sunt destul de haotice. Hai să vedem gândurile acestei persoane pentru voi. Gândurile acestei persoane pentru voi, cei de la varianta verde. Gândurile acestei persoane pentru voi. Hai să vedem gândurile acestei persoane pentru voi. Această persoană vă vede destul de interesantă, exact ce vă spuneam, îi place de voi,
Și spune că sunteți în gândurile lui foarte, foarte mult. Da? Deci se gândește la voi foarte, foarte mult. Da? Deci cam astea sunt gândurile, sentimentele și acțiunile acestei persoane față de voi în această perioadă. Pe parcurs o să mai facem astfel de etalări și vom vedea ce va mai fi. Eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!